Armistițiu între Israel și Hamas după 11 zile de violențe. Cele două tabere au confirmat că din această noapte, de la ora locală 2, vor înceta ostilitățile care au provocat deja moartea a peste 230 de oameni în fâșia Gaza și au transformat locul în ruină. Mii de oameni, atât din Israel cât și palestinieni, au ieșit pe străzi pentru a sărbători armistițiul. După 11 zile de bombardamente și de o parte și de alta, Israel și Hamas au cedat în fața presiunilor internaționale și au ajuns la un acord de încetare a focului. Cabinetul de securitate al primului ministru israelian, Benjamin Netanyahu, a aprobat un acord pentru a opri operațiunea militară desfășurată în forță în fâșia Gaza. Minister Prime Minister Netanyahu informed me that Israel has agreed to a mutual unconditional ceasefire. Hamas and the other groups in Gaza have also agreed. În urma conflictului rămân însă răni care cu greu vor fi uitate. Raidurile izraeliene au transformat Gaza în ruină și au ucis peste 230 de oameni, printre care mulți copii. Orașul Gaza este de nerecunoscut după bombardamentele care au distrus zeci de clădiri în care se aflau militanții Hamas, strategic amestecați printre civili. Și Israelul își numără morții. 12 oameni, inclusiv 2 copii, au fost uciși potrivit autorităților care au declarat că peste 4.000 de rachete au fost lansate spre teritoriul său de către militanții din Gaza.